Ce-am greșit, ne-am fost uitat, singurătăți te-a lucrat și fiecare felul tău îl judecă pe Dumnezeu că a permis unui copil să-și ducă mama la din. O sus frăzi, o mături, întinde flori la trecător și ba. Prima compoziție pe care Armin a făcut-o pe mercurile mele, spună povestea de la care am fost martor, acea bătrână care vindea flori și pe care o vezi auzit, pentru că dacă vă spun eu nu mai are parte. E un cântec la care s-a întâlnit mereu pentru că a fost primul și pentru că a fost văzut, a fost simțit și a ieșit frumos. Maritorul de mergi. E o poveste frumoasă, e un cântec frumos de poet, e frumos pe mercurile de poet și frumos. Cântare de nou frumos, asta e. Și e ceva, zic eu, perfect a sezonat cu Crăciunul, cu dăruirea și cu luarea de cadouri primite. Acum, având în vedere faptul că nu văd această sală ca fiind prea mare și toată lumea va auzi, vom fi nevoiți fie să precocem o altă pauză de cântare, fie să cântăm la rece. Zip care din nou pauză obiță e singura variantă. Din 4. Pe asta chiar sunt eu cu cealaltă unte, dar dumneavoastră puteți considera ca fost. Dar dumneavoastră puteți considera ca scozindu-mă pe mine așa au zis la primul gântec, pentru că am o voce melodioasă și niște versuri și mai melodioase. Sper ca ne lucrurile în problema să se rezolve. Iar dacă am se rezolve... Cioase ciorpe, spune-mi povești.
Să fac, să uit sau să ies.
Dumnezeu. Când în brațe o strâng, nu mai știu ce să fac. De pe umărul stâng, îmi șoptește în drag. Aia că mai copil ești bărbat în dură. Dacă poate cu ei și dumnezeu în ea. Pe oare ce-i gătici? Lasă-te proastă că o gândi la mână mări. Că ce copa, pe masă. De pe umărul stâng, Dumnezeu mi-a șoptit. Ești bogat și deștept, ești un om fericit. Nu distruge un vis, ce cu trudă plădești, să greșești în permis. Când înveți să iubești, între îngeri și drag, nu mai știi ce să fac, să ucid sau să ies, să îndrum sau să trag. Când nu este incer, în ocean sau deșert, să ajung sau să zac, între îngeri și drag. Deși aș vrea să ajung la un talent extraordinar de actor, vă aplaudam pe voi, oameni frumoși, aplaudam faptul că aplaudați, pentru că până mai se prinde, aplaudam faptul că sper, măcar, aplaudam faptul că sper să te auzi și ce spune îngerul, pentru că de obicei nimeni nu mai iau la partea asta, deși ar trebui, aplaudam faptul că ați venit aici, că ne-ați fost alături și vă voi aplauda în continuare. Acum, mie nu mi-e revinea ceva de făcut, decât să-mi iau adio aducându-vă încă o dată aminte de vorbele de vestul în care se cuprind de spiritul Crăciunului. Iubiți-vă ca și când nu v-ați cunoaște, iertați-vă ca și când ați parte. Vă mulțumesc! Asemenea oameni și sprijinul dorului privară al municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihaiță Negră și sprijinul lui Moș Crăciun. Dacă aș putea, v-aș da un cec în alb cu sănătate. Și vreau să vă doresc puterea bradului, longevitatea tisei și tăria muntelui. Să ne trăiți! Mulțumim, moșule! Mergem și la... O, moșule, scaunul ăsta e cam beteat pentru mata. Nu? Mergem la următoarea serie de copii. Sunt ultimii, dar nu cei din urmă. Invit alături de mine pe Cordeanu Laurențiu, care este sponsorizat de doamna Mihaela Andrei din București. Prietena mea tocmai din București, este a doilea an când primite un dar. Și doamna Doina Melinte, care este aici alături de noi. Mămica lui Carla, ca să vedeți că și noi, mămicile, putem să fim Moș Crăciun. Laurențiu, hai să facem o fotografie cu moșul. Îi spui ceva lui moșul? Mulțumesc. Mulțumesc, moșule. Trebuie să facem o fotografie, Laurențiu. Hai! Mulțumesc, Laurențiu. Mulțumesc, doamna Doina. Alături de mine este doamna Doina Țugui, a fost la Alexandru, nu? Atâta de tare le zăpăcesc eu pe toate, de n-ați văzut. Cred că moșul-i de vină, dar nu o să iau vina asupra mea.